Hello, hello! Wow, ce ecou! Nu am unde să filmez în altă parte pentru că peste tot oamenii lucrează și au nevoie de liniște și am nevoie să filmez cu sonor, cu voce. Așadar am ales să vin pe Casa Scărilor, dar îmi place, este frumos pentru că este ambientul ăsta gri, este curat și chiar dacă este un pic de ecou, mi se pare că mi se potrivește bun. Astăzi avem o lansare de carte. Și după lansare va fi o petrecere pe o terasă exterioară de deasupra clădirii. Astfel încât dimineața am deschis șifonierul și m-am întrebat eu cu ce mă îmbrac astăzi, astfel încât să fiu comod de dimineață până diseară pe la 9-10 și nu am găsit mare lucru în șifonierul meu, nu pentru că n-aș avea, ci pentru că sunt atât de obișnuită cu hainele mele încât nu le mai remarc. Și atunci am hotărât să mă duc în centru, pe Regent Street. Regent Street este bulevardul modei din Londra. Acolo se dă startul modei. Și vreau să filmez vitrinele și vreau să filmez oamenii de pe stradă, toată atmosfera de acolo. Poate găsesc niște combinații de culori care să mă inspire, poate găsesc niște combinații de haine pe care sunt sigură că le am în dulap, dar nu le mai remarc. Încerc să filmez și diseară la eveniment, la lansare și la petrecere. Sper să reușesc ca să nu incomodez pe nimeni cu trepiedul meu și aparatele mele de filmat. O să văd ce se va întâmpla diseară la eveniment. Deocamdată sunt foarte fericită că s-au dat drumul la evenimente și de-abia aștept. Așadar, mergem în centrul Londrei să vedem moda primăvară-vară 2022.
got me saying words in my head, filling my mind with these images. And it's the way that you look at me makes me feel like I can't breathe. Am ajuns la mall. Poate aici văd ceva mai drăguț, că până acum nu m-a prea convins nimic. Master of Music. Hiya. Hello. Sorry, that is the rabble by the bar. Please take a seat. So, if I can start, so just a couple of introductions. My name is Chris, I'm the chief executive of Firstly, thanks very much for taking the time and the effort. Vă spuneam la începutul vlogului că evenimentul de astăzi este o lansare de carte. Este vorba despre o carte de publicitate scrisă de publicistul englez Steve Harrison, care este un publicist foarte cunoscut în Londra. A avut firmă de publicitate, una dintre cele mai mari și mai bine cotate firme, care a obținut și câteva premii.
În fine, omul este foarte cunoscut în industria publicitară și cartea pe care a scris-o, aceasta pe care o lansăm astăzi, este despre direcția în care se îndreaptă publicitatea. Și anume, domnul Harrison aduce în discuție faptul că în ziua de astăzi publicitatea s-a deformat foarte mult și și-a pierdut etica. Adică, vă dau un exemplu. Să zicem că un atelier de vopsit mașini vrea să își facă reclamă. Înainte, în urmă cu câțiva ani, să zicem vreo 10 ani, atelierul își făcea reclamă mare, frumoasă, spunea: eu sunt cel mai tare atelier, vopsesc repede, bine și ieftin. Cum face acest atelier reclamă în ziua de astăzi? Pune un anunț mare în care spune: vai, să vedeți ce am aflat, o femeie este pe moarte. Cred că știți cu toții despre ce e vorba, la ce anume mă refer, pentru că și în presa din România este plin de astfel de anunțuri mincinoase, care practic nu au niciun folos, nici pentru cel care le face, nici pentru cel care le citește. În care sens? Atelierul face publicitate pentru că are nevoie de clienți. Ori, oamenii care dau click pe știrea aceasta tragică, pentru că nu e așa, tragedia întotdeauna atrage oamenii, ei, în loc să citească despre o femeie bolnavă, vor citi despre cum se vopsesc mașinile. Și practic nu câștigă nimeni, totul este un fake, o păcăleală și un mod în care publicitatea induce în eroare. Lipsit de etică, lipsit de profesionalism, și discuțiile de aici, de la eveniment, au fost despre cum putem face astfel încât publicitatea să redea corect și etic ceea ce vinde. Mi-a plăcut foarte mult. Puteți să vedeți că și invitații și colegii mei au avut ținute casual, relaxate, dar în același timp foarte drăguțe. Au fost invitați câțiva directori de agenții de publicitate din Londra, au fost și scriitori și publiciști renumiți din Anglia. S-a vorbit liber, s-a râs, s-a mâncat, s-a băut, s-a dansat. Cel mai fain lucru a fost că șeful agenției de publicitate este mare pasionat de muzică, hobby-ul lui este DJ-ul, da? Are platane și toate instrumentele acelea muzicale foarte costisitoare la care pune muzică și el a organizat toată partea muzicală a petrecerii și a fost wow, foarte, foarte frumos. Probabil că deja v-ați dat seama că ținuta pe care am ales-o pentru acest eveniment este una inspirată din vitrina de la mall și anume o rochie neagră cu botine negre, o geacă de piele roșie și o geantă albă care a scos ținuta din anonimat, ca să-i spun așa. Îmi stă foarte bine cu roșu, deși nu este chiar culoarea mea preferată, dar m-am simțit foarte bine, chiar râdeam cu o colegă pentru că și ea s-a îmbrăcat exact la fel și ea e tot blondă cu părul lung. Ok. Acesta a fost evenimentul, super, super eveniment. Mergem la party.